Suspendarea derulării contractului de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în municipiul Ploiești a generat o situație alarmantă la grădina zoologică și în întreg parcul Constantin Stere. Peste 500 de animale și peste 2000 de vizitatori pe săptămână sunt pradă șobolanilor, căpușelor, țânțarilor și viespilor. Pe măsură ce au crescut temperaturile, și insectele au devenit mai agitate. Bineînțeles că animalele au mari probleme. Fazanii au fost mușcați de către șobolani. Ne putem trezi cu un animal mort, înțepat, ca și la oameni, poate intra în șoc anafilactic de la o înțepătură de viespe, de albină. La căței situația este dramatică, pot spune, vă dați seama, căpușe, purici și șobolani. Deci cât am vrea să îi îngrijim și cât ne dăm interesul, și pe această cale mulțumesc încă o dată ONG-urilor care au venit cu foarte mulți voluntari și facem tot timpul curățenie în adăposturi pentru a preveni această problemă, dar fără dezinsecție și deratizare nu se poate. Invazia asta masivă de viesp și de albine poate să producă unele neplăceri la animalele care sunt un pic mai sensibile, de exemplu la reni, care aceste animale sunt, nu sunt obișnuite cu asemenea insecte și dacă mergem să le observăm, ele tot timpul stau pitite. Mai avem la iaci tot aceea situație, unde datorită viespilor, tot timpul animalele trebuie să stea în apă, în mocirlă, ca să nu fie afectate de... Mai avem și căpriorul, care este un animal care spunem noi că este adaptat condițiilor din România, dar și el este foarte afectat. Situația a fost adusă la cunoștința autorităților locale în nenumărate rânduri, dar nu s-au luat măsuri. Vizitatorii au sesizat și ei pericolul și deja au angajat a parcului avut de suferit de pe urma invaziei de viețuitoare dăunătoare. Am fost acaparate de foarte mulți părinți care au sesizat această problemă, știind că am și eu 3 copii. Bineînțeles că înțeleg situația perfect și nu numai copiii, și bunicii și părinții sunt puși în pericol. I-am rugat să evite spațiile verzi pentru a evita căpușele, dar totuși țânțarii și insectele nu-i poți evita, iar în zoo când ne plimbăm pe alee cu șobolani. Zilele trecute am avut un accident, să spun așa, cu o îngrijitoare care a fost înțepată de o viaspă și am apelat la serviciul de urgență, care a fost foarte prompt și a transportat-o la spital. Viceprimarul Cristian Gane a mers de dimineață la fața locului, dar soluția problemei a fost anunțată mai târziu de edilul, șef Adrian Dobre. Eu când am tras un semnal de alarmă atunci mi s-a răspuns din sala că intra la mea că-s primar. Știu și cine, dar nu mai dau nume cine mi-a răspuns. După o discuție pe care am avut-o cu colegii din cadrul primăriei, cu direcție economică, direcție juridică, cu reprezentanții Regiei Autonome de Servicii Publice, să începem să demarăm, și dacă este cazul, voi semna toate aceste documente, numai eu personal, să demarăm procedura de achiziție directă pentru acest serviciu. Conducerea parcului Constantin Stere a anunțat că îl va închide dacă nu se va rezolva problema în cel mai scurt timp. Activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare a fost suspendată după ce facturile din perioada octombrie 2015-aprilie 2016 nu au mai fost achitate de municipalitate firmei prestatoare, pe motiv că valoarea inițială a contractului a fost depășită de 2,7 ori.